Astăzi deschidem o nouă portiță, cea care vă face și pe dumneavoastră acasă să vă puneți întrebări, bineînțeles. Unii dintre voi chiar să vă iubiți mai mult, alții chiar să vă certați sau să divorțați. Pentru că vedeți dumneavoastră, pe la întrebarea 4 pe care o va pune chiar WhatsApp, pe vocea lui, el să fie vinovatul, dacă sunteți în cuplu și vă uitați la televizor, ea se va întoarce către el și va zice aia. Ea răspunde la ce a zis WhatsApp. Și o să fie de rău. Și o să fie foarte nasol. De asta vă zic, dacă sunteți în cuplu acum, fiecare în camera lui, începe. Sau dacă sunteți în cuplu acum, fiecare să ducă în altă parte. Sau să nu se uite la TV. Sau... Asta am zis și eu acum. Păi vreau să repet, știi, am învățat că la fiate, la poezie. Are ceva din mine. Nu, fiate, la gramatică îmi ziceau așa, domne, de ce repetă autorul într-un același cuvânt? Ca să accentueze ideea. Și atunci... Trebuie să accentuăm ideea. În okay. Alte camere, dragii mei, s-a înțeles? Să nu n-am găsit alt cuplu în platou. N-am găsit alt cuplu în platou. Hey. Acum, pe final de emisiune, nu, dar pe la jumate ei puteai să găsești și un alt cuplu. Vom începe cu... Sigur, luați-vă Elida cu Miki? Elida cu Miki? Da. Nașu cu Nașa, secretarele cu directorii și așa mai departe. Dragii mei, concursul este foarte simplu, probabil l-ați jucat și dumneavoastră la pădure, la cabană, acasă, dar el e mult mai mișto la televizor, mai ales când oamenii care sunt pe scaun au mulți urmăritori și mulți știți lucruri despre ei. Întrebările. Dacă știu lucruri despre noi. Știu mai multe lucruri decât știți voi. Nici noi nu le știm. Nici noi nu le știm, ce ai, ești... Avem întrebări la care, teoretic, amândoi... colocatarii ăștia ar trebui, pentru că locuiesc în aceeași casă, să știe răspunsul. Amândoi ar trebui ce să dea. Ce câștigăm? O vacanță? Unde? Vacanță? O vacanță la Corbeanca. La tine acasă? Ne lași acolo la cinema? Nu o zi, nu două zile, ci câte zile vreți. Și plus bonus la mine, încă o zi la Alba Iulia. Iată, gratis. Vă rog să răspundeți deodată. El nu-i din Alba Iulia. Alba Iulia, piața Alba Iulia, în București. Nu unde s-a întâmplat Marea Unire, la Alba, în București. Vreau să fiu co-prezentator și vezi, vorbești doar tu. Lasă-mă și pe mine un pic. Te salut, mamă, te iubesc. Avem nevoie de oameni ca dumneata. Asta zic, da. O vacanță la Alba Iulia. Vă să știi că dacă vii de la Fălticeni, poate vrei să vezi și Alba Iulia. Da. Eu nu știu cum e Fălticeni în centru. Se mănâncă bine în piața Alba Iulia. Hai odată. Bun, n-avem multe întrebări, vă rog să vă concentrați, să răspundeți deodată, scris mare și să arătați pe ecran. Vă rog să nu vă uitați unul la celălalt pe foaie, pentru că vă depunctez și nu mai câștigați vacanța. N-am voie să trag ochiul. Nu, nu. Bine. Prima întrebare, dragii mei. Care este filmul preferat al lui Răzvan? Păi e complicat că sunt mai multe, nu cred. Ia unul la care sigur v-ați uitat împreună și tu ai plâns. Poate să fie și serial, mi se șoptește. Da, poate fi și... Bravo! Asta zic, nu e problemă. Dar n-ai cască. Din ultima perioadă. Poate, stai, nu arăta! Ei, din ultima perioadă. Hai să vedem răspunsurile, vă rog. Ultima perioadă. Peaky Blinders. Peaky Blinders, zice Răzvan. N-ai zis serial, ai zis că film. Lidia. Pălărielul nebun. S-a dus? Aia a fost. Da. Alice în Țara Minunilor? Aia a fost. Ăla-i rolul meu. Foarte bine, aruncați foile. Zero puncte, mulțumim. O să faceți vacanță la voi în sufragerie. Atenție. Vezi că noi ne uităm separat la filme, că eu nu suport să mă uit la filme cu ea. Da, ne uităm la filme total diferite. De unde trag concluzia că sunt foarte mult. Ea vorbește foarte mult. Avem două televizoare în casă, deci... Aveți eu mă cert cu toate personajele. Trei avem în casă, plus patru avem. Avem mai multe televizoare, dar fiecare e întreba lui, pentru că ea vorbește cu ea din film, ceea ce... Și cum al treilea televizor îl pus pe ceva comun, nu? Al treilea televizor. Da, hai. V-aș ruga dacă sunteți hoți și vreți să dați spargeți, să știți că eu nu am niciun televizor. Le-am dat lor toate. Întrebarea a doua este pusă de Oați. Și zice așa, care este cântăreața preferată a Lidiei? Trebuie să scriu și eu? Da. Dar de unde cântăreața preferată? Din România, afară. Hai din România, din România, o cântăreață preferată. Deja am scris un nume de afară. De afară. Să fie internațional. Dacă nici la asta nu te nimeresc. Stai, că am scris-o și pe una din România. Bun, varianta ajută. A, știu din România. Ce zice Dual Sim, că nu vă pun acolo. Dua Lipa și Andra. Da, la fel. Meriți un pupic. Andra, te iubesc. De la mine. Dua Lipa, Dua Lipa și eu. Asta a fost caia cu Alba Iulia. Hai, repede. Atenție, care este un cadou bizar
ciudat sau nefericit pe care i l-a oferit Răzvan Lidiei. Dar n-a fost niciunul ciudat sau bizar. N-a fost niciunul normal, aia vrea să zică. Toate ciudate. Nu, eu le-am scris, elevul Cătălin care intra 5-a. Treci la următoarea, că n-am... Adică, ba, da, a fost unul... Bine, deși eu îmi doream foarte mult, el mi-a spus că nu o să mi-l facă niciodată pentru că voi dormi pe preș. Deci un cadou pe care nu-l faci niciodată... 3, 2, 1... Câinele, Bubli. Bă, au luat punctul. Au luat punctul. Păi și dormi pe preș? Păi nu, tocmai de asta m-am răzgândit, mă, hai, că așa am zis că nu fac nici emisiuni cu tine și m-am răzgândit. Merge mai departe. Un meteorit se îndreaptă vertiginos. Stai, mă, că nu-i bine, e rândul meu, ce meteorit? Ce meteorit? Zice, un meteorit se îndreaptă vertiginos. E prea lungă, nu pot, mă doare un crede, bine. Un meteorit se îndreaptă vertiginos spre casa voastră. Ați salvat membrii familiei. Da. Da. Animalele de companie. Așa. Da. Bijuteriile, da, și fotografiile preferate. Mai aveți timp să salvați doar un singur obiect pe lângă astea. Ce luați? Al meu sau al ei? Fiecare pe al lui. Fiecare ce... Eu trebuie să ghicesc ce... Nu, fiecare pe al lui. Ce luați? Ce iau eu și ce iei tu? Da, nu trebuie să ghiciți, orice luați. Da, luați ceva odată din casă. Ana, nu știu ce să iau. Păi ia nu, ceva. Nu, tu, ce iau eu? Stegnă lumea, ia ceva din casă. A, ce trebuie să iei? Da, ce iau eu pe lângă... Câine. Vai, nu știu, nu vine acum. Hai, gândește-te. Ia repede, mai ai 5 secunde și dacă n-ai luat, rămâi fără. Vine meteoritul. Gata? Da, ce-ați luat? A intrat în stratosferă. Nu, eu zic ce-ar fi salvat. Coboară, coboară, cizmele, cărțile. Degeaba. Eu am zis cărțile, că știu că tu nu poți. Gata, aruncați pagina. Cărțile și tu cizmele. Eu aș lua cizmele, da, eu cizmele. Am una foarte grea și de casă. Una foarte grea și de casă. Comandați pizza fiecare din camera lui. Dar ca să vă înțelegeți și să mâncați amândoi, ce pizza preferă cuplul vostru? Cu pepperoni, eu iau cu pepperoni și cu... Nu era despre mine, nu? Cu... Și cu mozzarella, da? Și doar așa ne înțelegem. Vă înțelegeți? Da. Cu așa ceva, obligatoriu. Extra pepperoni, extra mozzarella. Pizza, okay, da? Pizza, da? Cu salam picant? Cu salam picant, că să știi! Că nu e pizza! Deci salam picant e la modă, tată. Nu, salami e la modă, în general. Punct. Bun. Așa e! A, asta e bună. E a mea că e scurtă. Nouă, te rog. Nu, păi ai trecut de 7? Da, le mai sar. Cine sărută mai bine? 7. Îmi plăcea că e mai scurtă. Cine sărută mai bine? Bă... Dintre voi doi. Asta e răspuns comun, perfect, bravo. E punctul luat. În caz că mi se șoptește că n-a ținut nimeni punctajul. Bine, deci înseamnă că se întâmplă ceva frumos dacă amândoi credeam asta. Da, 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 înseamnă că știi ce... Da. Ia să vă pupați singuri, mă. Da. Mergem mai departe. Bună. Atenție mare. Dacă Răzvan... Bă, da, Aurica e de acord să stricăm atâtea hârtii, nu? Dacă Răzvan s-ar reîncarna într-un câine, pa, ce rasă crezi că ar fi? Răzvan, ce rasă da, crezi că ar fi? Ca să fie iubit tot maximum German, de mine, ceva, cred că asta s-ar face. Nu cred că mă reîncarnez în... Hai, de că am scris greșit. Puneți ceva detalii mari, ceva, un amstaff, un pitbull, o... Firou, ce... firou. Lidia, e important să intuiești ce-ar răspunde Răzvan, ce-ar vrea el să mamă, fie. Dacă l-a făcut pichinez, mor. Nu, pomerania, de ce l-ai făcut mic? Păi tot asta pomer, e, sau bubli, pomerania? Bubli e pomerania german, și foarte bine, german. Încă un punct! Drumul vostru se recordea că este tot mai bătătorit. Nu s-a 900 de grame. Și ar avea 950 de grame, am mai pus 50 de grame. Rog. Voi citi de la 12. Dacă mâine ați putea pleca în vacanță, virgulă. Ce? Nu puteți să mergeți în vacanță? Nu. Te ba, abia aștept. Cu asta. Unde am plecat? Așa, stai, bun. Cu toate cheltuielile acoperite de către mine. Cum suntem noi obișnuiți? Așa. Așa. Da. Așa. O să pună bani și Dani, ok? Zi. Unde ați merge? Aia. Simplu. Trei cuvinte. Unde ați merge? Ai pus de la tine? Direct, două, fără dar și poate. Ce zice? Că nu văd. Maldive, mă. Maldive, încă un punct. Am nimerit încă un punct. Și ultima întrebare, dragii mei. Ne potrivim cam pe foarte bine noi doi. Asta este... foarte grea. Foarte grea. Hai, fă-ți curaj, că o veni și vremea când o-i pune eu întrebările și o să răspund. Nu cred că e departe ziua. Cum era îmbrăcată Lidia la prima voastră întâlnire? Vai, deci știe tot și minutul și secunda la care mi-a dat primul telefon în schimb. Cum era îmbrăcată Lidia la prima întâlnire? Și eu să scriu tot cum eram eu îmbrăcată. Bineînțeles.
În timp ce scrie, zic... Nu, cum eram eu îmbrăcată. Deci fii atent, prima întâlnire, așa. Cum? Ce aveai? În mare măcar. Să știm, blugi, neblugi. Gata, știu. Cizme, necizme, bluză, nebluză. Șosete albe. Ca Michael Jackson. Training. Hai să vedem. Training ca domnul Rimă. Bun. Mai întâi să arate Răzvan. 3, 2, 1. Stai așa. El ține minte mai bine decât mine. Nu desena pe Lidia la prima întâlnire, Răzvan. Nu, e ok. Da, adică ai depășit limita de virgule. Ok. De virgule. Ca să el cu siguranță nu se va înșela și la întrebarea asta, crede-mă. Să nu știm ce sosete avea. Da, nu, dar știi, da, așa. Nu văd nimic. Pălărie, blugi negri, bluză verde închis, trebuie să știi că erai acolo. Da. Erai acolo? Erai și tu, Dani. A, eu? Am crezut că Lidia. Lidia, întoarce. Uite, pentru confirmare. Pălărie, pantaloni erau de piele, din câte mi-aduc eu parcă aminte, nu mai știu sigur. Și erau de capă alb-negru. Da, aveam o chestie deasupra, peste, nu mai știu, capă, bluza, dar peste era... O capă, capă și spadă. Era o chestie așa, o bluză. Capul de la spadă. Să mai poartă spada? Da. Nu, dar capa, da. Mulțumim tare mult, amândoi ați adunat foarte multe puncte. Și-am câștigat. Ce e foarte important este că aceste imagini în captură vor fi preluate de toate ziarele. De toate ziarele vremii. Mulțumim, WhatsApp, ești minunat. I love you so much. Asta, doamna, o plăcere. Am apucă-l. Cam așa a fost și la prima lor întâlnire. Eu am luat în brațe șoferul. Te rog să te așezi lângă ei și să vă bucurați împreună de o excursie cu toate cheltuielile plătite la Corbeanca.